Nadia avea un salariu de vreo, vreo 2000 și ceva de lei. Pe atât avea și mama. Statul îi promisese că îi renovează casa, dar la sfârșitul renovării i-au dat factura și în fiecare lună, nu mai țin minte suma, trebuia să plătească o sumă către stat pentru a-și acoperi acest credit. Noaptea dormea în bucătărie, unde era cald, celelalte camere erau friguroase. E adevărat că dacă se ducea la alimentare, o recunoșteau și poate că îi dădeau mai mult decât o cartelă, cât luam noi. Dar, să ne înțelegem, era persoana care făcuse România faimoasă în lume, în acest domeniu.